Was aqui, você não está aqui, você não me deu. Dar vamos servir ao governo do Estado, não há problema. É de louco, é conselheiro, é de marcha, é de marcha. Tem a dona Zambó, por favor, volta a volta. Nu găsiți argumente că să facem scandal, în loc să luați proiectele de hotărâre pentru oraș să le discutați. Iar domnule deputat, da, dreptul meu făcut în 29 era mai sănătos de cel pe care îl faceți dumneavoastră astăzi, dacă atât ați înțeles din administrația publică locală. Păi nu, dar să pare și că, nu că v-a lăsat adânc în conștiință, pentru că v-ați comportat ca un jupân. Și nici consilierii, și nici pe toată lumea. Nu, 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 atâta are primăria. Atâta pahare cu apa de primăria. Da, gata. Supun ordinea de zi. Nu sunt. Dumneavoastră jupâni. Da, vă rog. În ordinea de zi. Veniți formal la ședință. Toți 10 consilieri veniți formal la ședința de consiliu. Adică. Nu aveți nicio putere. Ce înseamnă asta? Să înțeleagă toți vâlădenii că dumneavoastră cei 10 consilieri nu aveți nicio putere, nu aveți puterea de a decide ceva. Domnul primar, treziți-vă, așa facați-vă să administrați, domnul, domnul primar ar trebui să-și ia răspuns de fiecare consilier, pentru că au puterea votului. Dumneavoastră ați început foarte rău anul ăsta. Nu știu cum o să terminați mandatul, dar foarte greu o să terminați, o spun eu. Scoați-vă, mă spun eu, că a avut un lucru pentru Putin înainte. Eu vă rog să discutați cu primarul post-factum, așa cum am făcut și să-l urmă trecuțe, dar nu se poate. Multul vine greu pe ea. Fiți-i distanță și-l puneți la punct și reprezentantul administrației din dreapta dumneavoastră. Dacă vreau să-l pun la punct vreodată de domnul primar, o fac între 4 ori. Asta este soluția. Nu trebuie să dăți președinte aceste ședințe. Sunteți președinte aceste ședințe. Da. Nu vorba de o relație între 4 ori.